ziua și bine v-am găsit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă prezint rețeta de prăjitură de casă cu suc de... La mine sunt cu mai multe. De portocale, cola și căpșuni. Și uitați, ulala, așa mi-au ieșit. Sunt foarte gustoase, vă recomand. Și în continuare v-am prezentat tot ce e nevoie pentru a face această prăjitură. Vă doresc vizionare plăcută în continuare și să aveți spor. Vă pup! Pentru blat avem nevoie de 7 ouă, 7 linguri de zahăr, 5 linguri de făină, 100 ml de ulei și un praf de copt. Acestea sunt ingredientele pentru blat. Să ne apucăm de treabă. Separăm albușurile de gălbenușuri. După cum vedeți, eu am bătut spumă. Da? Uitați, albușurile. Gălbenușurile cu zahăr. Amestecăm bine, după care treptat puneți făina, praf de copt, uleiul și ultima oară amestecați gălbenușurile, tot ce e aici, în, da? Treptat albușuri. Amestecăm compoziția asta, ce mi-a ieșit în albuș, cu tot, și mestecăm foarte ușor. Și turnăm și mai avem puțină făină. Gata. Cu mișcări lente. Și e gata blatul pe care îl punem în cuptor. Uitați așa, nu se spargă. Îl turnăm acum în tava pe care am pregătit-o deja cu hârtie de copt. Să băgăm la cuptor. Și tava e pregătită ca să fie băgată la cuptor. Acestea sunt ingredientele pentru cremă. Unt, un pachet de unt, 200 de grame de zahăr pudră și 5-700 de grame de brânză proaspătă de vaci și o esență de vanilie. În primul rând, mixăm bine până devine o cremă untul cu zahărul pudră, după care treptat punem brânza cu esența. Hai, fă esența aia, Andra. Așa, acum, deci am mestecat untul cu zahărul pudră, da? După care turnăm brânza proaspătă, da? Așa, și esența. Andra, dă-mi esența. Hai, pune-o tu.
Bravo! Și amestecăm bine, da? Și e gata crema. Crema! Da, crema. Crema din asta! Da? Gata. Am scos blatul de la cuptor, după care punem crema. Aranjăm. Am întins bine crema pe blat, după care facem pudinga cu sucul, următoarea, da? După cum se vede, prăjitura mea este gata. Am făcut pudingi în 3 culori, după preferințe. De ciocolată cu suc de cola, de vanilie cu suc de portocale și de căpșuni cu un suc de căpșuni, de vișine. Sper să vă placă. Și să faceți și voi. Imediat o să o tai, să vedeți cum arată. Aceasta a fost rețeta mea de astăzi. Vă pup, numai bine vă doresc. Și ulala, uitați, gata prăjiturile mele. Am bucat degetul. Brânză. Așa, sunt foarte bune și gustoase. Am gustat, deci nu ezitați să faceți și voi. Sper să vă iasă la fel de gustoase și de bune. Uitați, îmi plac foarte mult. Acesta a fost clipul meu. Vă doresc în continuare o zi bună. Să nu uitați, dacă v-a plăcut clipul, să-mi dați like, să vă abonați, comentarii. Eu am fost Ramona și pe curând. Vă pupic! Pa, numai bine! Salutări tuturor!